management și vorbim despre cum să faci management în succes pentru business-ul românești și am să vă rog să-l aplaudăm călduros pe doctor inginer Julien Bratu, Country Manager la Institutul Kaizen în România. Bună dimineața, stimate doamne și stimați domni. Mă bucur foarte mult că suntem împreună și mulțumesc altelor pentru această ocazie. Minunat exemplu al domnului Alexandru Găvan. Și noi vom vorbi despre cum să urcăm. Dar cum să urcăm mulți din noi înșine? Și doar ca deosebire, să nu faceți acasă ce a făcut domnul Alexandru Găvan. Este foarte important să vă păstrați sănătatea și mintea, dar puteți face ceea ce noi vom prezenta acum, cum să urcăm despre managementul, cum să urcăm mulții noștri, noi înșine, să atingem performanțe de lume, să zicem, de lume bună, și putem face asta acasă. Discutăm despre managementul Kaizen, despre conceptul Kaizen, care, ca origine, este un concept japonez ce are o vechime, asta se cunoaște prea puțin, de 1400 de ani. Și a fost o primă valoare a primei constituții japoneze a împăratului Shotoku. Deci, cam în anii 603. Această valoare a devenit o valoare a națiunii japoneze. Și de o vreme, să spunem, aproape de o jumătate de secol, și o valoare globală în management. Americanii l-au promovat sub numele de Lean Management sau Lean Manufacturing sau Continuous Improvement. În România este de 10 ani oficial, practică, și vom discuta, vom vedea cu ce rezultate. Kaizen înseamnă, deci, îmbunătățire continuă, sub cele două aspecte esențiale. Înseamnă atitudine față de probleme, de lucruri, de a îmbunătăți propria performanță sau performanța lucrurilor din jur, de exemplu a proceselor, muncii, și înseamnă tehnologie de management pentru a obține această creștere continuă. Este deci din capul locului, trebuie spus, opusul lui merge și așa. Și contrar poate chiar unui obicei european, succesul care atingi până la un punct, atingi un vârf, nu te oprești acolo, ci înveți din experiența aceasta de succes pentru a găsi energia să mergi mai departe. Cam tot în sensul în care și domnul Găvan a practicat acest management cu dânsul însuși. Într-o companie înseamnă ca toată lumea să facă îmbunătățiri. Nu numai top managementul, nu numai specialiștii, ci chiar și toți operatorii. Deci e un sport total de echipă, să spunem, chiar cu iz olimpic. A continua pentru a crește tine însuți și în jurul tău. Aceasta se vede cel mai bine în această formulă. Atitudinea este azi să fii mai bun decât ieri, mâine să fii mai bun decât azi, dar azi te pregătești ca mine să fii mai bun. Despre Kaizen Institut Global, este lider în domeniul managementului îmbunătățirii continue. Suntem prezenți în peste 40 de țări. Zona a început cu zona țărilor dezvoltate în 1985. Anul viitor vom aniversa 30 de ani. Statele Unite, Japonia și Elveția, unde este și headquarter-ul, în România din 2004. Câțiva dintre clienții noștri, vedeți că nu discutăm numai de zona auto. Kaizen este, ca origine, în management, sistem creat de Toyota, anilor 50-60. Și apoi, astăzi nu se mai fabrică componente sau automobile fără acest sistem, indiferent de zonă. Dacă vorbim de Daimler,
dacă vorbim de BMW, atunci discutăm, sau Hyundai, vorbim de asemenea de managementul Kaizen la bază pentru aceste mărci automobile. Vedeți că sunt și bănci, sunt și companii bine cunoscute, de exemplu, Unilever. Chiar am văzut cum se fabrică înghețata Magnum de la Nestle sau la Nieze de la Unilever. Sunt foarte bune și o să vedeți ce gust au când, sau să simțiți gustul lucrurii cu roboții complet, lucrând în Kaizen, în acele minunate parfumuri. Kaizen Institute România și-a fixat ca misiune să adopte valorile japoneze acestui management pe cultura românească. Ceea ce, sigur, este un lucru ambițios și pentru foarte mulți din start imposibil. Dar este foarte posibil și asta vrem să demonstrăm acum. De aceea vă recomandam că puteți face și acasă. Deja să știți că sunt doamne care lucrează în companii Kaizen și care își instruiesc soții să facă acasă Kaizen și curățenie stil Kaizen sau chiar și copiii. Deci, e chiar pe bun. Ne propunem deci să dezvoltăm continuu performanța companiilor și oamenilor, sigur, în armonie cu propriul potențial și provocările mediului în care evoluăm. Acest model, Kaizen by Harmony, armonie în tine însuți, interioară, cu cei din jur, de exemplu la servici, al companiei în care te afli, firmei în care te afli, cu mediul ei de afaceri și cu toții împreună în armonie cu natura, acesta ar fi o linie, o să o vedem imediat, constituie conceptul Kaizen by Harmony. Vrem să aducem companiile românești la cel mai bun nivel de management. Și deci, cum s-ar numi, să ne facem benchmark internațional. Să fim aici, să creăm modele de management foarte bun și pentru alte zone, încât să vină aici să învețe cum se face management foarte bun. Conceptul pe care îl dezvoltăm este Kaizen individual, se cheamă Kaizen pentru oameni, primul pas, primul nivel, Kaizen pentru oameni. De exemplu, recent am Kaizen pentru tineri manageri, cursuri și antrenamente, la fel codul armonic este un cod, să zicem, de valori inspirat din codul samuraiilor, dar adaptat pentru ceea ce facem noi, zi de zi, în lumea noastră economică. Armonizarea între manager, de exemplu, și jobul său și rolul său în companie, pentru a obține o performanță mult mai bună și individuală și în procesele pe care le conduce. Deci, Kaizen în organizație, pe trei niveluri, Kaizen la locul de muncă, în procese, în organizație, în ansamblu, ca sistem. Acesta ar fi poza, să spunem, celor 7 elemente importante ale sistemului de management, începând cu management strategic, realizarea unei viziuni, împlinirea ei, și având ca bază, cultura de bază Kaizen. Deci toată lumea să ajungă să facă îmbunătățiri, sigur, în modul ordonat de strategie. Kaizen pe lanțul de afaceri, pentru a face afaceri transparente, corecte și eficiente, Kaizen în orașul nostru, și avem o experiență din 2011 în orașe importante, cum ar fi Timișoara, Cluj, Brașov, Alba Iulia, din păcate nu și București încă, dar sigur că continuăm și sperăm. Educație Kaizen pentru școlari și liceeni și studenți. Am început în acest an proiectul OM, Olimpici în Management, cu Universitatea SEM și Kaizen pentru oameni și natură, pentru a înțelege că în funcție de cum tratăm resursele, cum le consumăm, lăsăm sau nu viitor copiilor și nepoților noștri pe această planetă. Deci să învățăm să fim nu numai consumatori, să fim și generatori de resurse. Clienți în România, o gamă compusă din companii multinaționale cu site-uri în România și, sigur,
companii proprii românești, chiar afaceri de familie. Pornind din 2009, an de criză, când știți foarte bine, curgeau râuri de lacrimi în România, cât de grea este criza și cum suntem loviți, ne-am adunat câțiva dintre noi în acest Kaiser Manager Club și în prezent suntem o asociație, o comunitate, așa cum arătam, cu viziune, misiune, și numărăm aproape 16.000, aproape 17.000 de angajați, poate cu ce s-au angajat în ultima vreme, cifra aceasta e cam de vreo câteva luni, de vreo 6 luni. Și pentru că companiile Kaizen cresc în dezvoltare business, deci de aceea ipoteza poate fi adevărată, și aproape 1 miliard și peste 600 milioane cifra de afaceri a companiilor membre în Kaizen Manager Club. Lucrăm pe 5 direcții, după cum vedeți, inclusiv pe educație Kaizen și Kaizen în viața publică. Despre lucrurile concrete, cifre, nu? Trebuie. Dacă vrem să îmbunătățim ceva, atunci trebuie să măsurăm. E un lucru important. Trebuie să stabilim metrici, cum s-ar spune. Și asta pentru că natura, de fapt, vorbește în limbaj matematic, ea însăși și cu noi, la fel. Deci atunci trebuie să învățăm să măsurăm. Noi oamenii vorbim și în limbaj emoțional, și sigur, în felul acesta ne mobilizăm, de aceea în Kaizen trebuie să le stăpânim bine pe amândouă. Avantaje, deci, pentru companii, creștere în cifra de afaceri, extindere de afaceri, export, dezvoltări de rețea de afaceri, îmbunătățire în calitate, reduceri costuri și deci prețuri flexibile, competitive, companii care se arată ca o vitrină și se inspire încredere prin modul în care se produc lucrurile acolo și, foarte important, este crearea unei mentalități, a unei culturi de organizație a performanței. Adică acele atitudini și acele cunoașteri de bază pentru a obține permanent îmbunătățire în performanțe. Vedeți listate o serie de tehnici Kaizen utilizate, poate ele nu spun mare lucru, în faza asta, sigur, ulterior se pot dezvolta dacă sunteți interesați. Câteva dintre aplicații și performanțe cifrice, cifre de afaceri, 20-50% pe an, de exemplu, prin aplicarea unui program Kaizen structurat. Programul acesta e ca o rețetă pentru fiecare companie și problemele ei specifice, așa cum fiecare om are propria sa formulă și propriul său tratament eficient, atunci când vrea să crească performanța sau pur și simplu să se reechilibreze. Profit, viteza de răspuns. Kaizen se bazează foarte mult pe creșterea vitezei. Suntem într-o continuă creștere de viteză de secolul trecut și secolul în care suntem. Deci e foarte important să învățăm viteza de adaptare pentru a nu rămâne frustrați în contactul cu lucrurile din jurul nostru. Îmbunătățirea calității printr-o succesiune de pași, ordonați, sigur, cu standarde, cu disciplină, dar mai ales cu creativitate, pentru că creativitatea este cea care găsește soluțiile eficace și eficiente. Și asta înseamnă libertate de gândire și un climat propice acestei creativități. Și, cum spuneam, implicarea întregului personal la nivel strategic, ca să vedem scorecard și de asemenea, la nivel individual, al creativității operaționale, să spunem. Se cheamă Kaizen Teian, sistemul sugestiilor de îmbunătățire. Este creativ, dar într-un mod sistemat. Poate sună contradictoriu, dar e adevărat. Câteva dintre performanțe. De exemplu, grupul Cristin, care lucrăm de aproape, a crescut în domeniul produselor de carne, mezeluri, a crescut profitul într-un an cu 50%. Asta într-o piață care suferă în prezent. Industria alimentară și piața, industria de carne, suferă în România. Cristina a reușit să crească, să fie detașat ca lider. De asemenea, Sublenia Group, altă companie de familie și inițiativă particulară, antreprenoriat, 30% de creșterea cifrei de afaceri în 2 ani,
50% creștere productivitate și poate cel mai important, din lider național a devenit acum o companie proeminentă în industria europeană de ingrediente. Tot industria alimentară. Și de un nivel atât de bun încât poate fi comparat cu oricare din companiile din Asia, Singapore, Statele Unite sau Europa de Sud. Rotaprint, tot companie antreprenoriat, Cluj, creșterea vânzărilor costă 90.000 de euro, cu reducere de timp, să zicem, de overtime, într-un an. Grupul Romet a înregistrat tot o performanță remarcabilă, 500.000 de euro într-o lună, aplicând standardele 5S, ca tehnică. E important să discutăm, sigur, creștere și bani, pentru că, normal, lucrurile acestea sunt importante în viața pe care o ducem și în manager. Hirschmann este componenta grupului Rauch, austriac și cea mai bună companie a grupului. Există, la ora actuală, cursurile despre Kaizen în întreg grupul se fac la Târgu Mureș. Chiar e atât de bine aplicat acest Kaizen în această companie, cu management ce are cam 30-32 de ani în vârstă, medie, tot managementul, încât compania de medicamente Sandoz face cursul de 5S benchmark la Hirschmann. Takata Arad este o companie mare, de origine japoneză, 40% creștere de productivitate, creștere de productivitate simultan cu creșterea numărului de oameni, ceea ce sigur înseamnă aparent o contradicție, datorită reducerii costurilor prin îmbunătățirea productivității, în primul rând, și a calității între ea. Pirelli a reușit un foarte bun rezultat, Pirelli Slatina. În prezent, Pirelli Slatina are Academia 5S în România, la Slatina. Deci este un grup în toată lumea și are vreo 150.000 de oameni în compunerea sa. Și face Kaizen din 95. Din 95, sigur, primul de Italia, Germania. A câștigat 5 milioane de euro într-un an și jumătate de aplicare a programului 5S și mentenanță autonomă. ASSA ABLOY este lider mondial ca și grup și în același timp ca și compania România este cel mai bun Kaizen aplicat dintre grupuri, din 73 de țări și iată dublarea cifrei de afaceri, de exemplu. Asta în situația în care urma să se închidă în anii 2006. Stabilus, companie germană, 30% creștere de productivitate și 50% reducere număr de reclamații la client, la fel un model pentru restul companiilor. Am stat aici pentru că eu n-am urcat decât pe muntele Fuji, 3703 metri, munca dumneavoastră, deci trebuie să stau mai jos și pentru a fi mai aproape de întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Eu n-am înțeles exact cum reușiți acest rezultat. Ce faceți mai exact? Asta e prima întrebare, da? Și mă rog să vă gândiți la următoarea întrebare. Aplicăm un principiu care a trecut fugitiv pe ecran și anume dezvoltarea organizației prin dezvoltarea oamenilor. Pe scurt, avem două abordări. Întâlnirea echipei de top management prin cursuri de tip KAO, Kaizen pentru angajați și organizații. Sunt niște antrenamente într-o serie, mă ajung la 7, prin care se întâlnește Kaizen leadership, ceea ce numim. Adică această poftă de performanță și în același timp coeziunea în echipă. Bineînțeles, îmbunătățim comunicarea între persoane. Această abordare, dacă pot să-mi permit așa o imagine, este ca și cum într-o barcă în care tragem toți, se spune, și avem o țintă, vrem să fim campioni, în loc să vâzvească fiecare să facă stropi, e cât mai important, în felul său propriu, vâzvesc toți împreună și atunci câștigă un rezultat. Deci e o aliniere, să spunem, a obiectivelor interioare cu obiectivele de management ale echipei. Începând de sus, în jos. Top management, middle management și gamma leader, cum numim noi. A doua abordare este cea a implicării în toate activitățile, inclusiv în
standardele, crearea standardelor de lucru a operatorilor. De exemplu, ca fapt și cu asta închei, în producție se află, dacă vorbim de o companie de producție, se află flip chart-uri. Flip chart-uri ca la școală, ca în sala de curs. Acolo lucrează operatorii pe ele și stabilesc standardele și soluțiile de îmbunătățire. Se cheamă One Point Lesson. Am răspuns? Da. Mulțumesc frumos. Vă rog dacă aveți întrebări. E greu aici cu lucrurile astea, nu? Chiar așa e mai bine. Nu sunt. Am fost foarte clar. Mulțumesc. Vă mulțumim frumos. Felicitări în rezultate.